Se lucrează de zor în cartierul Schela din Drobeta Turnu Severin pentru înlocuirea conductelor de apă și pentru refacerea sistemului de canalizare. În prezent, lucrările se desfășoară pe strada Renașterii. Investiția se realizează cu fonduri europene atrase de municipalitate, alături de societatea SECOM. Locuitorii cartierului Schela spun că așteptau de ani de zile această investiție. Aici au fost mari probleme cu canalizare, canalizare foarte veche, se înfundă și... Dar știți că în perioada următoare o să venim cu asfaltarea, am venit cu gazele. Dacă noastră terminați cu canalizarea și cu aducțiunea de apă sau schimbarea, da, unde e cazul a conductei de apă, noi va trebui să venim din spate cu asfaltarea. Deci trebuie să vă grăbiți cumva. La Drobeta Turnu Severin au fost demarate lucrările de extindere și reabilitare a sistemelor de apă și canalizare. Se lucrează în prezent în cartierul Schela, în zona blocurilor, acolo unde se înlocuiesc conductele vechi și se racordează la sistemul de apă și canalizare ca să le rămase nebranșate de zeci de ani. La finalul lucrărilor, străzile din zonă se vor asfalta și moderniza. De asemenea, prin acest proiect va fi înlocuită și conducta de aducțiune din fluviul Dunărea, unde nu s-au mai efectuat reabilitări din anii 60. Am venit deja cu rețeaua de gaze, refacem canalizarea, refacem conductele de apă, iar după ce toate lucrurile acestea sunt finalizate, venim și asfaltăm toate străzile din acest cartier. Vorbim de proiectul acesta pe care îl avem cu SECOM-ul, vorbim de reabilitare rețele de apă, vorbim de extindere rețele de apă, adică rețele noi, vorbim de reabilitare canalizare, extindere rețea de canalizare, contoare cu citire la distanță, avem peste 5.000 de contoare. Reprezentanții societății de apă și canal din Drobeta Turnu Severin spun că erau zeci de solicitări pentru deblocarea canalizărilor în cartierul Schela, așa că această investiție este mai mult decât necesară. Am început un proiect amplu care se desfășoară la nivelul municipiului, un proiect finanțat prin fonduri europene și cu cofinanțare din partea SECOM și a primăriei Drobeta Turnu Severin. Am început din această zonă, canalizare, apă, se reabilitează cu totul. Sunt conducte vechi, cu probleme, intervenim foarte des în zona asta și sperăm ca rezultatul să fie unul pe măsură. Locuitorii cartierului Schela spun că așteptau de ani de zile această investiție, dar și asfaltările care îi vor scăpa de praf și de noroi. Ne asfaltează bine și noi drumul ca lumea, ne place. Când au mai fost făcute investiții în acest cartier? Era nevoie? Era nevoie, n-au fost de mult de ani de zile. Eu stau de 23 de ani aici, nu s-a făcut nimic până acum. Dar acum se face? Veți avea totul exact ca în oraș? Da, da, foarte bine. Uiteau și copiii unde să meargă, să fugă, să alerge, că așa era numai grup, numai apă. Termenul de finalizare al proiectului este luna iulie 2025.